Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, nu ratați imaginile care urmează, în doar câteva clipe. Delirul filmat al sexomarxiștilor în fața a mii de oameni. Nu ați mai văzut așa ceva. La un festival public, niște imagini, doamnelor și domnilor, uluitoare, filmate nu departe de granița României, venim în doar câteva momente cu scenele. Apoi, ideologul resetării vorbește clar, limpede, despre planul eliminării oamenilor. Adică oamenii să fie eliminați, să avem doar roboți. Păi, nici nu e de mirare că e revoltat Gigi Becali, intervine în această seară, circ cu toată inteligența artificială. Letonia are primul președinte gay din Uniunea Europeană și o altă premieră, un bărbat biologic, ales Miss. Stați să vedeți imediat imaginile. Va fi cu noi și Georgiana Lobonț, în culmea fericirii. Va avea al treilea copilaș. Anunțul aici, la România TV. Andreea Esca face mărturisiri despre plecarea de la pupitrul știrilor, iar Mirabela Daur, o surpriză uriașă de ziua ei, doamnelor și domnilor, în exclusivitate la România TV. Și Dani Oțil va fi aici în această seară cu dezvăluiri uluitoare despre Andra și Măruță și o să cunoașteți povestea omului care a sughițat timp de 68 de ani și medicii nu au știut ce să-i facă. 68 de ani, vă dați seama. Stați cu noi, doamnelor și domnilor. Dăm generic de breaking news și direct imaginile pe care trebuie să le vedeți și dumneavoastră. Evident, vă spunem de acum, imaginile sunt blurate, nu o să vedeți foarte bine ce s-a întâmplat acolo, pentru că există niște norme ale CNA-ului. Dar e pur și simplu, nici nu-mi găsesc cuvintele să vă descriu ce s-a putut întâmpla la marele festival internațional de dans din Viena. Breaking news și imaginile direct. Ați auzit și voci în limba română, pentru că foarte mulți români au fost acolo și au surprins, pentru că festivalul e în centrul Vienei, doamnelor și domnilor. Vă spuneam, imaginile arată de fapt altfel, dar nu putem să vă arătăm la televizor totul, așa să, doar ușor așa să descriem ce s-a putut întâmpla acolo. Ascultați însă, e fondat în anul 1984 acest festival internațional de dans din Viena, a devenit cel mai mare festival de dans contemporan și spectacol. În fiecare vară, acesta prezintă un program unic și divers cu spectacole, ateliere, proiecte de cercetare și acte muzicale. Pe scenă toată lumea e nud, toată lumea. Sunt unii participanți chiar și la 50, 60, 70 de ani. Bine, vârsta nu contează, unii dintre ei chiar și în cărucioare, domnule procurar, știu că zâmbiți, dar nu ține să crezi, adică, repet, e la un festival unde în fața scenei sunt mii, zeci de mii de oameni și toată lumea se uită, domnule, la acesta este un exercițiu de trai în grup, cum spuneau tefeliștii. Problema aici e alta, este de un comic grotesc. Domnule, când te urci pe scenă, trebuie să ai ce să arăți. Ăștia săracii fac o contrapropagandă totală. Parcă ar fi o bandă de maimuțe. Eu sincer aș vrea să fac o comparație biblică cu Sodoma și Gomora.
Că mă uit la aceste imagini, îmi amintesc de acel eveniment fragment din Biblie și mă gândesc ce discutăm noi despre artificial intelligence, despre încălzirea globală, exact, de epuizarea resurselor, despre toate chestiile astea, când cred că așa arată planeta înainte de sfârșitul lumii. Adică dacă ne gândim la ce pedeapsă a aplicat Dumnezeu celor din Sodoma și Gomora, care cred că nu erau chiar atât de dezbrăcați, ca să mă exprim așa, vedem aici un dans extrem de energic. Singurul aspect care, din punctul meu de vedere, este de luat în calcul este că toți sunt în costumul lui Adam și Eva. Deci, sincer să spun, dezavoiez așa ceva, nu îmi place ceea ce văd. Și libertatea asta de exprimare a trebuit să aibă o limită a bunului simț și mă îngrijorează societatea și lumea în care cel puțin copiii mei se vor dezvolta. Și sincer să vă spun, am un sentiment așa de tristețe când văd lucrurile astea. Domnule director, dacă nu vreți să comentați, nu e nicio problemă. Repet, oamenii sunt toți nud. Uitați-vă la acel... Deci, ei trăiesc pur și simplu, ca asta, uitați-vă ce e acolo. Sunt unii oameni, i-am văzut chiar și în cărucioare, repet, el are liber arbitru, adică... E artă, e spectacol. Lumea e în delir că unul nici nu le vine să creadă ce se întâmplă. În fața unui public, probabil că erau câteva, eu știu, mii de oameni acolo. Erau. Ori fi primit autorizații de spectacol, de tot. Adică nu cred că au făcut clandestin tot dansul ăsta. Deci Austria e o țară, cum să spun, deja a trecut peste o anumită limită. Adică nu e... Nu știu dacă nu facem să... și noi așa, mă întreabă să intrăm în Schengen. Da, exact. Mă întreabă un telespectator, dar femei nu sunt, doamne, nu sunt. Ba da, adică sunt amestecați, sunt și bărbați și femei. Fără discriminare. Fără discriminare. Priviți și dumneavoastră ce e acolo, doamnelor și domnilor, însă în fața dumneavoastră, așa cum anunțam puțin mai devreme, ideologul resetării vorbește despre planul eliminării oamenilor. Cunoscutul filozof Yuval Harari vine cu o previziune sumbră, oamenii încep să devină inutili și vor fi înlocuiți de roboți. A lot of people sense. Mulți oameni simt că sunt lăsați în urmă și simt că nu mai fac parte din poveste, chiar dacă situația lor materială este una bună. În secolul 20, ce era comun tuturor poveștilor, cea liberală, cea fascistă, cea comunistă, era faptul că eroii poveștii erau oamenii. Nu neapărat toți oamenii, dar dacă trăiai, spre exemplu, în Uniunea Sovietică în 1930, viața era gri. Dar atunci când te uitai la afișele propagandei care creionau un viitor luminos, erai și tu acolo. Te uitai la afișele care arătau muncitori din fabrici sau fermieri care pozau eroic și ți era clar cum arată viitorul. Acum când oamenii privesc afișele sau ascultă TED Talks, văd aceste idei mari care folosesc cuvinte mari despre mașini de învățare, inginerie genetică și globalizare, dar ei nu se văd acolo. Nu mai fac parte din povestea viitorului și cred că, și este doar o ipoteză, dacă încerc să înțeleg resentimentele oamenilor din întreaga lume, cred că ceea ce se întâmplă este că oamenii își dau seama și au dreptate că viitorul nu are nevoie de ei. Există toți acești oameni inteligenți în California, în New York, în Beijing, care pun la cale acest viitor minunat cu inteligența artificială și bioinginerie și conectivitate globală. Și atunci nu mai au nevoie de mine. Poate, dacă sunt drăguți, îmi vor arunca și mie niște firimituri, cum ar fi salariul minim. Din punct de vedere psihologic, este mult mai rău să te simți inutil decât să te simți exploatat. Dacă mă gândesc la secolul 20, și nu contează dacă locuiai în Statele Unite cu Roosevelt președinte sau în Germania lui Hitler sau în Uniunea Sovietică a lui Stalin și te gândeai cum să construiești viitorul, atunci materialele tale de construcție erau milioanele de oameni care lucrau din greu în fabrici, în ferme, soldații. Aveai nevoie de ei, nu aveai niciun fel de viitor fără ei. Acum în secolul 21, când nu mai avem nevoie de majoritatea oamenilor, pentru că viitorul înseamnă să dezvoltăm tehnologii din ce în ce mai sofisticate,
sofisticate ca inteligența artificială și bioingineria. Cei mai mulți dintre oameni nu contribuie cu nimic la asta, poate doar cu datele lor personale. Și ceea ce fac încă oamenii și este folositor, aceste tehnologii le vor face să devină redundante și vor face să fie foarte ușor să înlocuiești oamenii. Ați ascultat ce spune, e ideologul resetării. Stimați invitați, la început zâmbeam, râdeam, ce vor și ăștia, despre ce vorbesc, dar lucrurile devin din ce în ce mai serioase. Domnul vedem, Corpoș, știi ce acolo unde vedeam oameni până acum, să vedem roboți. Până la urmă, roboții nu cad din lună, roboții sunt produși de oameni. Tot de oameni. Acum, cât în sfârșit vor accepta oamenii să creeze roboți cu inteligență artificială, cu un sistem neuronal apropiat, oricum aproape imposibil de copiat față de cel al omului. Asta se va vedea în timp. Dar să înlocuiești oameni total, poți să înlocuiești pe anumite industrii, pe anumite, eu știu, domenii de activitate sau chiar militar. Vedeți că acum se poartă războiul dronelor, care drona e tot un fel de robot, da? Adică nu, să nu mai oamenii să moară în războaie, să se ocupe mai bine roboții, să moară roboții între ei, da? Dar nu cred că limita asta va fi depășită de om, fiindcă până la urmă, dacă omul e inconștient și va dori să producă un robot care să fie capabil să lupte sau să-l domine pe om, asta e problema omenirii. Dar nu cred că se va ajunge oricum, cât vom trăi noi, nu vom apuca cel puțin în România. Păi, că eu mă gândesc aici la țărișoara noastră. Păi inteligența artificială, robot și inteligența artificială ne trebuie nouă, se întreabă și se revoltă și Gigi Becali, pe care îl ascultăm împreună chiar acum. Acum cu minciunile astea vezi, Doamne, că fac e inteligența artificială. E adevărat că ei or să facă într-adevăr un roboții ăștia și la un moment dat în spatele când vor da răspunsul, va da răspunsul câte un drac. Și normal că dracul e mai deștept ca omul. Că el are milioane de ani și el e mai viclean și mai inteligent și e mai multe. Care e de fapt țelul? Țelul care e a țelul dracului? Al lui Satan. Țelul lui care e? Să schimbe legea, adică legea în Dumnezeu, adică ce? Să rescrie Biblia. Inteligența artificială e mai deșteaptă și schimbă și rescrie Biblia. Păi acolo o iotă și o cirtă nu se schimbă din Biblie. Nici măcar o virgulă. Dacă schimbă cineva și de-ar fi înger, să fie anatema, zice Dumnezeu. Și atunci cum să vină el șvab și schimbă el Biblia cu inteligența artificială. Domnul Gigi Becali, declarațiile făcute pentru România TV, care e miza, domnule Păcural? Adică ce vor de fapt cu inteligența asta artificială? Problema este reală. Problema se rezumă la marginalizarea omului. Marginalizarea în economie, unde va fi înlocuit de roboți care nu cer zile libere, nu se îmbolnăvesc, n-au revendicări sindicale. Dar această marginalizare economică va avea un profund efect asupra societății în general. Iar ceea ce spune Yuval Harari este real. Există riscul marginalizării omului în societate. Ce vom face cu milioane, miliarde de oameni care nu vor mai avea de lucru? Cum vom găsi modalități de a le da un sens în viață? Sunt întrebări cărora secolul 21 va trebui să le dea un răspuns. Din punctul meu de vedere, eu totuși vreau să cred că evoluția inteligenței artificiale poate să fie un pas foarte important spre progresul omenirii și a societății la nivel mondial. De ce spun lucrul acesta? Am studiat foarte din aproape aceste teme. Inteligența artificială are câteva stadii de dezvoltare. Stadiul final se numește superinteligență și este o singură inteligență artificială care coordonează tot. Din punctul ăsta de vedere, în momentul în care vom ajunge acolo și dacă vom ajunge acolo,
Teoretic, această inteligență artificială ar trebui să rezolve și problemele tuturor care vor rămâne fără servici, omul să se axeze mai mult pe zona de creativitate și unde poate să aibă satisfacție decât pe o muncă mecanică sau pe ceea ce face astăzi. Acest concept de superinteligență se apropie oarecum de ideea de comunism al lui Lenin și al lui Marx, în care mașinările, că asta era și pe vremea aceea, pot produce suficient ca toată lumea să aibă bunăstare. Rămâne să vedem cum se va implementa acest lucru. Pe de altă parte, există într-adevăr și riscul în care dacă această inteligență artificială este dezvoltată strict în sensul de a crea profit pentru unele companii, cu siguranță ea va duce la schimbări majore în societate și la pierderea foarte multor locuri de muncă. Dar eu în continuare vă spun că sunt optimist că poate să însemne un progres uriaș pentru omenire, fiindcă progresul nostru ca și specie se măsoară în capacitatea noastră de exploatare a energiei. Dacă va fi folosit în sensul ăsta, da. Deci, progresul nostru ca și societate se măsoară în capacitatea noastră de a folosi energia de pe această planetă și după aceea la nivelul sistemului solar. Din 5 categorii existente pe o zonă de creată de mari fizicieni ai lumii, Pământul acum se află la 0.7 dintr-un punct. 5 fiind maxim situația în care se exploatează toată energia din sistemul solar și atunci că resursele verzi, ca să le spun așa, în acest moment sunt infinite, doar că noi nu avem tehnologia necesară pentru a le exploata. Și până la urmă, dacă ai putea să ai energie nepoluantă care să-ți acopere toate necesitățile ca și societate la nivel global, lucrul ăsta ar putea să ofere o bunăstare tuturor, fiindcă noi și astăzi când discutăm, trăim într-o țară care încă nu este acolo unde ne dorim, dar nu se află într-o sărăcie cruntă, așa cum sunt majoritatea țărilor din Africa, unde în continuare există o moarte infantilă foarte ridicată, în continuare există războaie civile sângeroase, în continuare nu există o formă de guvernare organizată și așa mai departe. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, Letonia, un fost stat sovietic, acum membru UE și NATO, a ales primul președinte declarat gay din Europa. Edgars Rinkevich și-a recunoscut orientarea sexuală încă din 2014. Edgars Rinkevich a fost aproape 12 ani ministru de externe al Letoniei, iar parlamentul de la Riga l-a ales acum în funcția de șef al statului, după ce fostul președinte al țării a ales să nu mai candideze pentru al doilea mandat. În vârstă de 49 de ani, Edgars Rinkevich a depus jurământul sâmbătă și a devenit primul președinte gay din Uniunea Europeană. Fostul șef al diplomației letone și-a recunoscut orientarea sexuală în anul 2014 și a devenit de atunci un apărător înfocat al minorităților sexuale. În Letonia, Curtea Constituțională a recunoscut anul trecut uniunile civile între persoanele de același sex, dar căsătoria între persoanele homosexuale rămâne interzisă de lege. Iar un bărbat biologic, Ricky Cole, în vârstă de 22 de ani, a fost aleasă Miss Țările de Jos 2023. Este prima femeie transgender care obține acest titlu. Cole poate folosi titlul de Miss Țările de Jos timp de un an și va participa la concursul Miss Universe, care va avea loc în ianuarie anul viitor în New Orleans. Am văzut imaginile. Domnule ministru, ați văzut ce se întâmplă și acolo în Letonia și nu întâmplător am spus, e un fost stat sovietic, membru UE, NATO. Uitați-vă, președinte. Deci eu îl felicit pe domnul președinte și cred că în contextul actual are toate șansele să devină viitorul președinte a Comisiei Europene. Este un fost stat sovietic care critică Rusia, este pro-NATO, este pro-Occident, este pro-LGBT.
îndeplinește absolut toate criteriile favorabile ca să devină un om politic, poate la cel mai înalt nivel în Uniunea Europeană. Și Miss Olanda? Și doresc Miss Succes. Adică Miss Țările de Jos. Miss Olanda, stăteam să mă gândesc, pare o femeie foarte frumoasă, foarte sexy. Este. Așa și așa mai departe, mă gândesc că a făcut și operația aceea de modificare și așa mai departe. Sincer să fiu, eu vă spun opinia mea. Eu aș avea o problemă, cred că mai mult psihologică să... Bine, nu este cazul meu, sunt căsătorit și așa mai departe, dar dacă ar fi să mă gândesc dacă să ies la o cafea în oraș sau nu și așa mai departe, cred că aș avea o problemă strict psihologică, fiindcă din punct de vedere al aspectului fizionomic, al frumuseței, este incontestabilă pe placul oricărui bărbat care cel puțin nu ar ști istoria, bun, fiindcă aici rămâne la... Trebuie să ne hotărâm o dată. Este concurs de frumusețe sau concurs de bisturiu, de chirurgie estetică? De rezultat. E exact problema din sport. Da, exact. Da. Păi, ce spuneam mai devreme? Asta exact spun. Ce spuneați mai devreme. O femeie și o vedetă frumoasă de la noi, stimați stresatori, însă e de nerecunoscută. Acum a fost aproape ucisă în urmă cu câteva săptămâni. Chinul ei nu a luat sfârșit, vorbim despre Dana Roba. La scurt timp după ce a fost externată din spital, a dezvăluit că trebuie să ajungă din nou la medici pentru că trebuie să mai facă încă multe operații. Suferă de fiecare dată când se privește în oglindă pentru că vede mereu urmele dureroase ale violenței soțului ei. În ciuda suferinței sale, face declarații șocante, doamnelor și domnilor, el, bărbatul, și susține că femeia l-a provocat și atunci aproape că a ucis-o. Vedeți și dumneavoastră. Dana Roba a scăpat ca printr-o minune de la moarte după ce a fost măcelărită de propriul soț. Femeia a stat 3 săptămâni la terapie intensivă după ce soțul și tatăl copiilor ei a lovit-o cu ciocanul în cap. Femeia s-a luptat zi de zi pentru viața ei, deși medicii nu-i dădeau nicio șansă. După ce a reușit să scape cu viață, make-up artista a povestit totul cu lux de amănunte. Toți medicii au fost 100% convinși că mor. Adică medicii mi-au spus că intri în operație, am intrat în operație cu tine, dar... fără nicio șansă de viață. Nu vreau să mă întâlnesc cu ea și consider că legea își va face treaba așa cum trebuie. Pentru că nu meritam să fiu bătută, nu l-am înșelat niciodată, nu m-am avut pe altcineva. Nu înțeleg de ce m-am bătut în halul ăsta. Când o să mă fac bine, vreau să dau ochii cu el să-l întreb. Pentru că am fost o femeie foarte bună. N-am muncit nicio zi în viața lui. Eu am muncit pentru toată lumea și am treținut 2 copii foarte bine. Potrivit declarațiilor făcute de Dana Roba, bărbatul ar fi premeditat totul. L-a premeditat asta de duminică seară, pentru că eu nu aveam ciocanul ăla în casă cu care el m-a bătut. În momentul când mă bătea, țin minte clar că îi spuneam: Daniel, să știi că tu nu dai în mine, tu dai în Hristos, tu dai în copilul lui Iisus și o să-ți pară rău pentru toate loviturile pe care mi le dai. Și atunci se enerva și mai tare și mă lovea și mai tare, m-a călcat cu picioarele pe față și mi-a zis: îți garantez că mori, o să mori, tu te dracu de pocăită că vei muri, tot așa mă jura în continuu, și a zis: n-am să mor. Martore la toată tragedia au fost cele 2 fetițe minore ale lor, Chantal și Celine. Cu toate acestea, bărbatului nu i-ar fi păsat nici măcar de copilele care au auzit totul. În toată furia lui, a continuat să o lovească pe soția și mama copiilor săi. Dana Roba a susținut că furia bărbatului a fost declanșată de faptul că ea a introdus actele de divorț. În ianuarie, când am făcut 7 ani de căsătorie, el mi-a cumpărat o floare și atunci mi-am dat seama că omul nu mă mai iubește și că nu mai vrea să continue cu mine și mi-a zis ok. Atunci eu o să fac divorțul și am băgat actele pe cale amiabilă. Noi, peste 2 zile înainte să mă bată, aveam desemnat pe cale amiabilă la notare. În urma celor petrecute, Dana Roba mai are nevoie de încă 3 intervenții chirurgicale obligatorii. În prezent, aceasta nu poate munci, iar familia și cei apropiați s-au mobilizat și au deschis un cont bancar unde oamenii pot dona pentru a o ajuta.
De cealaltă parte, soțul Danei Roba continuă să-și denigreze soția. Potrivit declarațiilor din dosar, Daniel Balaciu susține că petrecuse 28 de zile închis în casă cu fetițele, deoarece acestea aveau varicelă, lucru care i-ar fi provocat un stres continuu și l-ar fi împins să săvârșească faptele. Trebuie să menționez că de 28 de zile eram închis în casă împreună cu fetele mele pentru că aveam toți varicelă. Dana nu m-a schimbat nici măcar o zi, iar situația asta mi-a provocat un stres continuu. În data de 8 mai, soția mea a depus o cerere de divorț la notar și am primit un termen de răzgândire până în data de 9 iunie, potrivit declarațiilor din dosar. Declarațiile bărbatului nu se opresc aici. Într-o primă intervenție telefonică la un post de televiziune, Daniel Balaciu susține că soția lui l-a amenințase cu interlopii și că în noaptea fatidică aceasta îl lovise în cap în mod repetat cu o jucărie de lemn, el fiind nevoit să se apere. În acel moment, Dana a început să mă amenințe cu interlopii și mi-a fost frică că vor veni să mă omoare. Regret ceea ce am făcut și nu o voi mai lovi niciodată pe soția mea, dar vreau să se știe că ce s-a întâmplat a fost în legitima apărare, din cauza faptului că am fost provocat. Aș vrea să fiu judecat în libertate pentru că fetițele mele au nevoie de mine și am lucrat 10 ani la jandarmi. Eu m-am ocupat de fete, nu soția mea. Dana a fost amanta lui Guță și am poze cu ea venind acasă la 1 noaptea. Soția mea și-a făcut relații pentru că machiază. Ea mi-a distrus familia. În toată această perioadă în care am fost împreună, nu i-am dat nicio palmă. Menționez și că am fost campion la șah, mai susține Daniel Balaciu. Fratele soțului, Danei Roba, sare în apărarea acestuia. Marius Balaciu a susținut că make-up artista și-ar fi provocat soțul. Așa, Marius, de la prima oră m-a luat, m-a înjurat, m-a scuipat. După aceea m-a lovit cu, de la o fată, ceva, o jucărie de lemn, mai direct în cap. I-am certat, iar ea la un moment dat a zis că l-a lovit dintr-o dată cu picioarele, direct în burtă, în stomac, în zona asta de aici. Și atunci a zis că nu mai realiza ce face, a zis că a apucat să pună mâna pe acolo la bucătărie sau nu știu ce, ceva de genul, m-a spus pe ceva lung de lemn și a început să o lovească și am zis că nu o dat tare în ea. Și a zis că imediat, parcă m-a dat cu apă pe ea sau nu știu ce și a sunat repede la ambulanță. Și socrul Danei Roba a intervenit în plin scandal și lansează noi acuzații la adresa Danei Roba. Nicolae mărturisește că nora sa nu avea grijă de cele două fetițe ale sale și este o persoană nervoasă care spărgea tot ce îi apărea în cale. Fiindcă e o femeie care nu știu ce-i copii în viața ei. Nu i-a schimbat un papes. Am ținut-o pe Selim, că știe tot satul ăsta. De mică am ținut-o. Nu a văzut fetița, doamnă dragă, știi ce a făcut această femeie? O spart două televizoare la mine la bloc, când era nervoasă spărgea tot. Această femeie e foarte nervoasă, trebuie dusă la psihic. El o suporta destul acest băiat, că vinea și spunea, tati, mami, nu mai știu, hai mami la Timișoara. Ea nu știu cum să spală o haină. O mers nevastă, mi-a lăsat cu săptămâna de azi, Daniel, hai mami, că nu mai știu ce e aici. Ea nu știe să facă o mâncare, nu știe nimic. În ciuda tuturor acuzațiilor care îi se aduc, Dana Roba încearcă să ducă o viață normală. Femeia a postat mai multe filmulețe și poze cu fetele ei pe contul său de pe rețelele de socializare. Cine iubește pe mami? Am un bebe aici. Eu sunt bebele tău? Da. Mă cred, vine să plâng, eu sunt un bebe. Și ce-mi dai să mănânc astăzi? Terci. Scoveri. Scoveri sau terci? Cum adică scoveri sau terci? Jesus. Și lapte praf. Ok. Și apă praf. Vă rog, un lapte praf și o pizza, vă rog. Un comentariu foarte scurt. În primul rând, este un miracol ceea ce vedem și că Dumnezeu există și a scăpat-o după aceste lovituri. Doamne, care, din punctul meu de vedere, puteau să-i cauzeze foarte ușor moartea sau paralizia. Adică faptul că după asemenea lovitură nu și-a pierdut vederea, vorbirea, simțurile esențiale, este un miracol. Și un mesaj foarte serios tuturor bărbaților care ne urmăresc. Dacă vă apucă nervii foarte, foarte tare, vă simțiți din orice motiv, nu există un motiv care să declanșeze o asemenea agresiune, îmbrăcați-vă și plecați de acasă. Nu rămâneți într-o situație care poate să declanșeze lovituri de acest fel
față de soția sau de partenera dumneavoastră, cel mai bine e să vă îmbrăcați și să plecați. I s-a prelungit măsura arestului preventiv. Mă întrebați în timpul imaginilor, tentativă de omor. Nu există niciun fel de scuză, nu există nici cea mai mică să fie liber, vă dați seama. Nu există nici cea mai mică scuză pentru un asemenea gest. Dacă să spunem că toate aceste acuzații, că nu se ocupa, că l-a lăsat, că nu știu ce, pleci de acasă, te desparți. Păi hai să omorâm că nu poate schimba un pamper. Asta spun, nu există așa ceva. Nu există niciun fel de scuză pentru un asemenea gest criminal. Doamnelor și domnilor, Ana Morodan renunță la titlul de contesă digitală și va fi doar Ana Morodan. Vă dați seama ce schimbare, ce atitudine după întreg scandalul pe care l-a făcut. Nu mai vrea să fie acum contesă. Înainte, cel puțin pentru o perioadă, canalul meu de social media va deveni jurnalul meu de vindecare, unde contesa Morodan devine Ana Morodan. Așa își începe vedeta pledoaria, una care vine la 3 luni după ce Ana Morodan, deja fostă contesă digitală, era oprită de 2 ori în aceea zi de polițiști în trafic. Au trecut 3 luni, 3 luni în care am avut timp să mă gândesc, să mă echilibrez, să înțeleg care e adevărul meu. Prima dată când am luat un calmant a fost când mama mea a fost diagnosticată cu 7 metastaze. Am trecut prin crize personale, prin doliu reprimat, pentru că eu aveam de lucru și am mers la medic pentru o rețetă de calmant, până când într-o zi nu și-a mai făcut efectul. Atunci am început să iau mai mult, mai mult decât scria pe rețetă. Au trecut ani de zile, iar vedeta nu a renunțat niciodată la aceste medicamente. Ba chiar nu ar mai fi putut să renunțe. Când iei acest calmant, totul din jurul tău, orice grijă, orice anxietate dispare și adicția se instalează foarte ușor. Ajunsesem chiar să cred că eu sunt cool, că iau un medicament de la farmacie și nu mă droghez ca alții. Asta cumva îmi legitima acțiunea. Morodan s-a ales cu acuzații grave, precum conducere fără permis și sub influența stupefiantelor, despre care Morodan susține că sunt medicamente. Dacă vorbim despre un tratament medicamentos și, bineînțeles, se regăsea o anumită substanță în medicamentul acela, atunci, bineînțeles, că trebuie adus prospectul medical, trebuie explicat de ce s-au luat medicamentele respective. A depus o adeverință cu prescripția medicală. Potrivit unor surse, influencerița a fost trimisă în judecată după ce ar fi eșuat negocierea încheierii unui acord de recunoaștere cu procurorii. Georgiana Lobonț este în culmea fericirii. Artista a făcut anunțul momentului. Este însărcinată și așteaptă al 3-lea copilaș. Eu cred că toți cei de la presă s-au rugat pentru mine ca să rămână însărcinată, că altfel nu-mi explic. Nu știu ce-a făcut soțul. Printre cântări, el e de vină. O să fim părinți pentru a treia oară, dacă Bunul Dumnezeu ne ajută. Este o bucurie imensă. Astăzi am făcut testul de sarcină pentru că aveam anumite dubii în acest sens. Și am constatat că testul este pozitiv. Adică voi deveni mămică pentru a treia oară. După ce am făcut testul, Rareș a plâns până aici la Arad, unde cântăm noi astăzi, tot drumul, vreo oră jumătate, aproape două, ne-au și sunat oamenii, prietenii, familia să ne felicite și el plângea în continuu. M-am mirat de reacția pe care a avut, adică a rămas așa surprinsă în mod foarte plăcut. El este un băiat sensibil, dar chiar așa, că mai avem 2 copii, dar la al treilea să plângă de să nu mai știe el. Noi suntem 3 fete la părinți. Eu mai am încă 2 surori. Eu sunt cea mai mare, iar atunci când ne-am căsătorit la cununia religioasă în biserică, nașii noștri, care au de asemenea 3 fetițe, ne-au urat în biserică, ne-au zis: Doamne, ajută să fiți sănătoși până la atunci bătrâniți, să rămâneți împreună tot așa din mână și să vă iubiți și să faceți 3 copii ca noi. Unul pentru mama,
altul pentru tata și unul pentru Dumnezeu. Și pe noi ne-a atins foarte tare, ne-au atins foarte tare aceste vorbe, ne-au intrat în suflet și în minte. Și pe lângă asta am simțit noi, eu simțeam în continuu această dorință de a mai avea încă un copil. Simțeam că trebuie, era ca un gând și visam că sunt însărcinată. Sunt în culmea fericirii. Nu ne vine să crezi. Și așteptăm să vină cu bine micuțul Luca. Micuțul Luca, el crede că e băiat. Noi. De mult am zis că ne mai dorim un copil și ne dorim să vină Luca pe lume. Acum, dacă Dumnezeu ne dă un băiat, orice ne-a dat, fetiță, băiat, nu contează, să vină sănătos. Andreea Esca a vorbit despre plecarea de la pupitrul știrilor. Vedeta a făcut mărturisiri și despre salariul său, un subiect intens discutat în ultimul timp. Eu cred că pune-te dau afară sau nu știu, mi-o găsesc un înlocuitor sau eu habar. Nu știu, de exemplu, asta prin America am văzut că, vezi, au emisiuni la 90 de ani. Alte, și mă rog, și în Franța, de exemplu, prezintă până foarte târziu. În alte țări, cred că pun mult mai mult preț pe, nu știu, să fii tânără, să arăți foarte bine. Cred că depinde. Acum depinde și de emisiune. Dacă vorbim despre știri, cred că poți să prezinți până mai târziu pentru că este vorba de credibilitate, de ceea ce spui, nu neapărat de cât de... Da. Frumoasă ești sau, nu știu, plăcută, știi, la... Da, totuși contează. Contează. Da, pentru că, până la urmă, e televiziune, nu e radio. Ești angajată pe o perioadă nedeterminată. Da, și înțelegi? Salariu? Cred că asta e nedeterminat. Mirabela Dauer, surpriză uriașă din partea prietenilor, doamnelor și domnilor, chiar de ziua ei, ne-a povestit totul, chiar aici, la România TV, în direct. Foarte frumos cu niște prieteni care mi-au făcut o surpriză de era să-mi tape un picior în stânga unul drept și cu covătă de plâns. Acum de-abia mi-am revenit. Tragedia vieții mele este că încă mă aștept. În urmă cu 5 ani, cântăreața primea un diagnostic crunt, afla că are cancer. Mirabela Dauer a ajuns la medic după ce a acuzat o stare de oboseală nevirească. Analizele au ieșit bine, dar un RMN a pus-o față în față cu cruntul diagnostic. Artista avea o tumoră la rinichi care se extinsese la vesică, iar ulterior i-au fost extirpați 52 de ganglioni. Doctorul meu, care de fapt este un prieten foarte bun al meu, care are 38 de ani, Andrei, că el a descoperit, când mi-a zis, el era mai prăpădit ca mine, era praf. S-a dat de ceasul morții, s-a dat cu capul de zid, urma și știa cum și-a venit la mine să-mi spună după o săptămână că n-a vrut să nici nu-mi răspundea la telefon și eu făcusem... Ce ai, dragă, de nu mai vorbești cu mine? Păi am avut aia, am avut gardă, am avut aia, tot o lălăia cu mine. Zic, eu știi că nu mă frăsui, că pe mine nu o ține chestia. Spune-mi sincer. Spune-mi adevăr, hai că vin sâmbătă la tine. Și-a venit sâmbătă la mine și m-a zis, ce fac, ai cancer. Luni ne internăm. Și facem operația clasică. Nu facem cu roboți, cu paroscop, cu nimic. Și a fost foarte bine. Îi spunem și noi la mulți ani Mirabelei Dauer, îndrăgita noastră artistă. Doamnelor și domnilor, intervine acum Dani Oțil, care face dezvăluiri surprinzătoare. Ce au făcut Andra și Cătălin Măruță, ne povestește chiar el. Eram pe DGP la un restaurant. Poate odată într-un podcast la Măruță mă întreabă despre asta. Băi, și fii atent. Toată lumea știe restaurantul Decebal de pe Decebal. Și noi eram aici și Măruță cu Andra, cu o masă lângă, erau deja împreună, de ceva timp, masa de lângă. Și ne-am congratulat ca, na, știi cum, starurile când se văd între ele, mamă, eu și văd Tom Cruise cu Richard Gere, când se văd, eu așa mă vedeam. O, te popa! Na, la neva, am început de jos toți. Și ne-a salutat așa de la distanță. Mie nu-mi plac niciodată apropierile astea tip găini, știi? Găinile nu se pot lua în brațe.
că au aripile invers. Aha, aha. Și o parte din acest grup, îți dai seama că nu eu cu Cătălin, s-au îmbrățișat așa mai mult, hei, te pup, te pup, dar nu se luau în brațe, mai mult așa din aripi. Hei, mie nu-mi plac apropierile astea, în general. Mihaela a intrat în baie și noi toți așteptam la intrare și vedeam prin geam discuțiile. Ok. Și am sesizat că se urăște de noi, dar era normal și mi se părut normal. Da, mă, era... Da, nu ne-au mai văzut oamenii. Zuzanen. Și știu că a ieșit Mihaela și a zis, băi, ce răutăcioși, ăștia nu știau că stă în baie și aud. Prima remarcă a fost, bă, da, Mihaela e înaltă, dar cu piticul ăla, mă, ce-o fi văzut la el? Nu sunt pitic, eu sunt un om de dimensiuni normale. Adică eu sunt ca ăla, designated driver sau criminalul din orice film american. 1,70 și ceva, caucazian. Adică nu mă face pe mine nici mic, dar nici mare. Și mi-a rămas asta în minte, mă. Bine, au fost mai multe răutăți, dar nu le discutăm decât la podcastul lui Măruț. Eu iubesc pe Andra. Îmi place și profesional și personal. Am fost în turneu împreună și mi-am dat seama că n-am de ce să o urăsc. Bă, sunt oamenii, bă, ăsta-i popor. Petrecere spectaculoasă cu tradiții și muzică românească în județul Vrancea. Fiica fondatorului trupei provinciali s-a căsătorit, iar în aceeași zi și-a botezat și fetița. Alaiul de nuntaș a sosit în căruțe trase de cai. O parte din petrecăreți au purtat straie populare. Priviți și dumneavoastră imaginile extraordinare. V-ați întrebat vreodată cum ar arăta viața dumneavoastră dacă nu ați putea să vă opriți din sughițat? Ei bine, un american a simțit pe propria piele, după ce a sughițat în continuu, timp de 68 de ani. Cum a reușit să scape de această povară, aflați chiar acum. Charles Osborne, un american născut în statul Iowa, a devenit celebru pentru o afecțiune rară și neobișnuită din cauza căreia a sughițat non-stop timp de 68 de ani. Totul a început în anul 1922, pe vremea când lucra la o fermă. În timp ce căra un porc pentru a-l cântări, Charles și-a pierdut echilibrul și a căzut, moment în care sughițul s-a declanșat. În urma unei vizite la doctor, americanul a aflat că acea căzătură i-a afectat o parte a creierului ce inhibă răspunsul la sughițat. În
primele decenii de la declanșare, Charles a sughițat chiar și de 40 de ori pe minut. Negăsind nicio soluție care să-l scape de sughiț, americanul a sughițat 68 de ani în continuu, adică de aproximativ 430 de milioane de ori și a intrat în cartea recordurilor. Sughițurile lui Osborne s-au oprit în 1990, la fel de brusc pe cum au și început. Bărbatul s-a putut bucura de un an fără sughițuri până la decesul său în 1991, la vârsta de 97 de ani. Domnul se retrage după o carieră de peste 5 decenii. Artistul a susținut la Stockholm ultimul său concert, înconjurat de fani veniți din toate colțurile lumii. Fanii din întreaga lume au venit să îl vadă pentru ultima dată pe cântărețul britanic. Timp de mai bine de 2 ore, starul în vârstă de 76 de ani a încântat publicul cu cele mai iubite hituri ale sale. De asemenea, cântărețul le-a transmis un mesaj emoționant fanilor înainte de a cânta ultima melodie. I've had the best life. You've been with me all the way. I wouldn't be here if it wasn't for you guys. You bought the albums, the singles, the CDs, the cassettes. And you made me what I am today. Thank you for your love and loyalty. And I will miss you. De-a lungul carierei sale, megastarul consacrat pentru hiturile Rocketman și I'm Still Standing a câștigat numeroase premii și a avut turnee alături de nume mari ale discografiei internaționale, precum Billy Joel. A avut colaborări pe scenă cu rapperul Eminem, dar și veterana muzicii country, Dolly Parton. Vă mulțumesc pentru fidelitate. Seară bună să aveți. Rămâneți însă, stimați telespectatori, împreună cu Luminița Marinescu. Bună seara, Luminița. Bună seara, Ioan. Bună seara tuturor. Vă aștept în ora următoare cu noi dezvăluiri din dosarul azilelor Lager, stenogramele care arată ororile la care erau supuși bunicii. Bătrânii erau bătuți, drogați și stropiți cu insecticid. Li se furau banii și casele și erau amenințați cu moartea. Tot în ora următoare vedem și un incendiu violent, case cuprinse de flăcări uriașe, dar și șeful din poliție atacat cu un cuțit și bătut în piață. Mărturii exclusive, m-a amenințat că mă taie și stă până mor. Vedem și hoțul umilit de cei pe care încerca să-i jefuiască angajatele și clientele din salon, nu l-au băgat în seamă. Pe de altă parte aflăm ce ne așteaptă în zilele următoare, super canicula și cupola de foc. Și tot în ora următoare vedem un parapantist prăbușit, dus în stare foarte gravă la spital. Dar vedem și un miracol, doi tineri au scăpat cu viață din mașina lovită de tren. Toate aceste subiecte, dar și altele la fix, vă aștept!